și nu sunt în are. Da, dar mi se par foarte tare. Așa de mare? Și îmi dorit de toată inima azi, pentru că mă simt mai ferit, să fiu cu frații. Măcar la prima parte, apoi mai departe la cântare este la tine. Și mă bucur din toată inima de această adunare deosebită. Așa că, pentru că timpul este să începem, mă voi ruga singur și apoi mergem mai departe cu programul care trebuie. Prima cântare la plângerea pâinii, la Sfânta Cină. Ai venit ceva cântare. A doua cântare, Veni, Doamne, Vrednicia. Și a treia cântare, Mulțumesc de masa ta. Deci, obișnuia să ne rugăm cu frații, da? Pentru că frații este o zi deosebită. A, uite, sora Ana. Și mai avem. Aia, la urmă. Nu, și ei, că nu vin. Haide, pe urmă. Să-i vrem în sus.
Repet ce am spus, pe care am venit. Astăzi, prin harul Domnului, mă simt mai întâlnit. Și am zis să vreau să iau și o parte la prima parte cu frații la această sfântă rânduire prângerea lui. Și pentru că eu nu se pot să stau decât la prima parte, mă rog singur și mergem mai departe cu programul, adică prima cântare la Sfânta Cină, a doua cântare, Dă-ne Doamne Vrednicia, și a treia cântare, Mulțumim de masa ta. Mă bucur din toată inima de această sfântă adunare și Dumnezeu să vină cu vitețe de tot ce avem nevoie din partea lui ca să plecăm zidiți duhovnicești și întăriți cu toate privințe. Deci, prin că timpul este deja trecut, să ne rugăm. Binecuvântat să fii tu, Dumnezeu, în harul și al adevărului. Binecuvântată fie împărăția ta cea veșnică. Binecuvântată fie jertfa ta cea mare, pe care ai pregătit-o prin Fiul tău, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul și Mirele nostru. Binecuvântată fie voia ta cea sfântă, în care am fost cupriși și mulțumim cu recunoștință pentru lucrarea începută în noi și pe care o vei duce la bun sfârșit. Ajută-ne să ne facem și noi partea noastră cu prisosință ca să nu te ridicăm pe tine în lucrarea pe care ai început-o în noi. Mulțumim cu recunoștință pentru această sfântă sărbătoare pe care e rânduit-o să trăim cu iubiții noștri frați, mai de aproape și mai de departe cu trupul, dar cu Duhul suntem una, suntem unii. Mulțumim că această strângere a noastră și această unitate sfântă pe tine te-a costat un preț mare. Trezește-ne mereu conștiința de prețul plătit de tine și de starea noastră înaltă de copii ai tăi. Ne predăm în brațul tău și timpul care petrecem împreună să fie răscumpărat 100% pentru slava ta și pentru zidirea noastră. Binecuvintează încă o dată pe frate și surori care au venit mai departe cu tine. Binecuvintează copilașii dintre noi. Binecuvintează timpul pe care îl trăim împreună și în continuare. În numele Domnului Iisus, mulțumim că ne aducem aminte de acest mare preț plătit de tine pentru noi. Binecuvintează simbolurile din fața noastră, pâinea și vinul, prin care vedem trupul frânt și sângele vărsat al Domnului nostru Iisus Hristos. Ajută-ne ca apropiindu-ne de El, să ne împroscătăm credința și Duhul ascultării de tine, să ne împroscătăm dragostea față de tine și de Domnul Iisus și să primim cu cea mai fierbinte dragoste toată rânduirea ta. Ne credem în brațul tău, primește rugăciunea noastră și ne închinăm și te lăudăm și îți mulțumim încă o dată și încă o dată pentru acest sfânt popas.
fie binecuvântat Tatăl nostru, prin Domnul nostru Iisus Hristos, acum și în vecii vecilor. Amin. 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 Sau mai întâi cântăm cântarea? Da, cântăm întâi. Da, la Sfânta. La Sfânta cină adunat, suntem din nou Iisuse, noi cei ce-am fost răscumpă, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a prânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și veți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o stânga lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin doar. Dacă ne-am judecat, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pe deplin de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dă-ne, Doamne, fericire! Dă-ne, Doamne, fericirea!